În această seară, ministrul educației iese la lecție cu Liviu Pop despre manuale alternative, manualul de sport și alte probleme grele într-un domeniu care vrea răspunsuri clare. Și tot în această seară, primarul care a venit pe jos 320 de kilometri până la București să afle țara necazurile de la Copșa Mică, ajunge și la România Nouă. Cu Ionuț Cristache, astăzi seară de la 9, la TVR1.